sunt amenințată cu moartea pentru că nu am voie să intru în casa mea, care este moștenire de la mama mea. A ajuns la disperare. La 42 de ani, Sanda îl acuză pe fostul ei soț de lucruri inimaginabile. Spune că dacă stau în curtea aceea, vine și îmi dă cu toporul, cu fiare, mă omoară. Iar Sanda nu ar fi singura victimă a bărbatului, însetat de răzbunare. Am avut niște prieteni în locuința aceea. S-a luat cu toporul după ei, le-a aruncat hainele, i-a înjurat, a venit poliția. Topul de acuzații și toate detaliile de groază în câteva clipe. Maica mea a și decedat din cauza fricii, amenințării. Ar fi amenințată cu moartea o femeie. Susține că nu are voie să intre în propria casă. Care este motivul? Se pare că soțul, care a fost alături aproape jumătate din viață, ar amenința-o fără scrupule, și asta chiar dacă el nu locuiește în casa cu pricina. Povestea este însă mult mai complicată de atât, pentru că nu doar femeia ar avea de suferit din pricina bărbatului, ci oricine trece pragul acelui loc parcă blestemat. Despre această dramă voi vorbi cu a noastră colegă, Mara Bănică. Ea este legătură directă cu noi prin Facebook. Bună ziua, Mara! Bună ziua, Mirela! Bine v-am găsit! Iar acum în legătură directă cu noi este și doamna care face aceste acuzații, Sanda Ferraro. Bună ziua, Sanda! Bună ziua, doamna Mirela! Sanda! Bună ziua, doamna Mara! Mă bucur să te aud, Sanda, deși motivul pentru care tu ne suni nu este cel mai fericit. Înțeleg că viața ta a devenit un calvar și aș dori să ne spui pe scurt povestea vieții tale alături de soțul tău, știu, fostul tău soț, știu că aveți un copil. Și mai știu că de la un moment dat traiul cu el a devenit imposibil. Care-i povestea, pe scurt? Ce s-a întâmplat? Timp de 10 ani, care noi de 7 ani nu mai suntem împreună, am făcut o casă la mama mea în comuna Oina cu satul Braniștea. Am scos bani din bancă. Mi-a confirmat fostul soț: haide ca să scoatem bani, să renovăm casa la țară. Noi stăteam în Giurgiu la garsonieră, confort 1, cu copilul minor. Mi-a confirmat să scot bani, să renovăm casa, cu timp o să ne mutăm acolo. După ceva timp a început să ceară acte, să-i fac eu, trăia mama mea, că este decedată de 2 ani jumate, să-i facem acte pe casă, să aibă și el dreptul acolo. Și timp de atunci ne tot torturează cu amenințări. Când stăteam acolo la Braniștea, tot timpul venea acolo, chemam poliția, pleca sau trimitea copilul în weekend și eu schimbam numărul de telefon să nu mai mă sune și suna copilul să vină să mă dea la telefon. Deci tu spui așa, Sanda, tot că timpul cât voi ați construit o casă, n-ați construit-o, ați, probabil că ați îmbunătățit-o, ați renovat-o, o casă pe pământul mamei da, tale. Da, am renovat-o. Casa fiind pe numele mamei tale, pentru că ea era proprietarul. Și soțul tău a început să ceară acte. Da, și-a făcut-o mama mea. Am înțeles. Soțul tău a început să ceară acte, să-i spună mamei tale, să-i facă acte pe numele lui, că el nu bagă banii degeaba în casă. Mama ta a murit, nu a făcut actele. Și de atunci nici ție nu-ți mai dă voie să stai în propria casă a mamei tale, după moartea ei, tu fiind practic moștenitor, direct. Da, eu sunt moștenitor, dar banii ei erau din bancă scoși, deci de nu mine, erau banii care lui, la ora actuală am datorii la bănci. Nu erau banii lui, ci erau bani pe care tu i-ai creditat de la bancă. Cu acei bani s-a renovat casa în care el are pretenții acum. Da, de cât ce a muncit, el a mai plătit câteva persoane de ajutat și eu și mama ce ajutam, ce trebuia făcut așa în curte, la micile ce puteam noi să facem ca femei. Voi aveți și un copil minor, care are ce vârstă are copilul? Copilul 17 tău. 17 ani. 17 ani, să străiască. Și cum a fost căsnicia ta cu acest bărbat? Foarte grea, pentru că este o persoană foarte dificilă. Tot timpul înjură, amenință, tot timpul nu-i convine câte ceva, tot timpul era gelos.
El nu era de petreceri, el nu era un om să plece la mare, la munte, numai agresiv. Spune-mi, te rog, toată din momentul în care... Toată viața am fost numai în certuri, în scandaluri. Din momentul în care mama ta, Dumnezeu s-o ierte, a murit și tu ai rămas cu băiatul tău minor în casa mamei tale, ce s-a întâmplat? El, cum s-a purtat față de voi? Mai ales că ai și divorțat de el. Vă dădea voie să stați în casa aceea? Da, de când a murit... Nu, nu am stat. Eu de când a murit mama mea, eu nu am stat în casă. Iar copilul este în custodia lui, că acum 2 ani jumate, când am divorțat, copilul a fost audiat și a confirmat că vrea să rămână cu tatăl său. De ce? Dar de... Nu știu, a zis că vrea să rămână la Giurgiu, nu vrea să vină la mine. Și dar tu... tot timpul eu am avut legătură cu copilul. Tu, când te duci în acea casă, ești amenințat de el? Adică dacă el află că tu mergi în casa propriei tale mame, el vine peste tine și te lovește, te amenință? Da, eu nu pot merge acolo. Dacă mă duc, să mă duc câteva ore, el să nu știe. Dar mai sunt câțiva vecini care îl sună și spune că sunt acolo. Și el ce face? Ori plătește un taxi și vine, că este distanța de 10 km între Giurgiu și Braniștea, ori vine cu bicicleta. Și ce-ți face? Și vine și amenință. Și când trăia mama mea, venea și fugea după noi, dormeam prin vecini și cu copilul, pentru că copilul stătea tot timpul la noi cât a fost mic și l-a crescut mama mea. Dar el ce vrea să faci? Să nu stea nimeni în acea casă? Deci nici tu, nici el, nimeni și să o lăsați așa în paragină doar ca să nu stai tu în propria ta casă? Da, ce am văzut eu că dorința lui este să eu să-i stau, să-i fiu strict menajeră, cum vrea el și ce vrea el, iar la acea casă el vrea să stau numai pe un prieten plecată, să mă chinui, să muncesc, deși eu sunt bolnavă. Tot să nu stau acolo liniștită, să nu stau, ca să își bată joc de mine asta. Tu ai anunțat poliția? Legat de aceste amenințări ale lui, ai anunțat poliția? S-a făcut vreo anchetă? Am anunțat și poliția. Da, am un ordin de restricție din luna februarie până luna august. Împotriva lui? Adică el nu are voie? Acum o săptămână. Adică el nu are voie să se apropie de casă, nu? Împotriva lui, da. Deci nu are voie să apropie de casă, nici să intre și nici de mine nu are voie, nici să mă sune, nici să apropie de mine. Și el respectă acest ordin de restricție? Nu respectă. Acum o săptămână au fost niște prieteni de-ai mei din București, în vârstă, pensionari, doreau să-și cumpere o locație în acea zonă. Și i-am rugat să... rămân acolo în casă o săptămână, două, trei, până își găsește locația, să nu mai facă naveta. S-au mutat oamenii acolo în timp de o săptămână, iar el a aflat care mașina în curte. I-a spus unul dintre vecini, Mitică, Ludițul, lui Bălan. Așa, să nu mai dăm nume, vă rog, să nu dăm nume. L-a sunat și i-a dat informația că este mașina în curte. El s-a dus și a sărit gardul la oamenii aceia, a început să-i întrebe cine sunteți voi, de ce ați venit, că asta e casa mea, că eu am băgat 700 de milioane, până sâmbăta viitoare să plecați. A luat cheia din ușă și a plecat. Am înțeles. Sanda, numai un pic. Cu amenință. Imediat, Sanda, numai un pic. Deci tu nu ai act de proprietate, încă n-ați făcut succesiunea, tu nu ești... moștenitor, n-ai dreptul legal să fie acolo cum ar veni. Nu s-a făcut succesiunea după moartea mamei tale. N-ați făcut. Nu am făcut succesiunea, tot mama mea, dar la primărie eu sunt trecută și plătesc impozitul. Dreptul legal, îmi cer scuze, cred că l-are doamna Mirela. Drept legal, adică n-are drept de proprietate. N-are, nu este proprietar cu acte în regulă, dar drept legal de a merge acolo, sigur că are. Sunt foarte mulți oameni în țara asta care din vari motive n-au apucat să-și facă succesiunile. Lipsă de bani de obicei. Lipsă de bani în general, da. N-am vrut să spun. Da? Da. E amărăciune mare în România. Acum, din ce aud eu pe doamna, a făcut cam tot ce era posibil, inclusiv acest ordin de restricție.
Doar că autoritățile înțeleg că nu-și fac treaba, pentru că în momentul în care omul ăsta încalcă ordinul de restricție, cineva ar trebui să sune la poliție, poliția să-l ia și să plătească așa cum consideră judecătorul. Este la general telefon fostul soț al Sandei. A, bună ziua! Bine. Bună ziua! Bună ziua! Domnule, presupun că ați auzit ce a spus fosta soție vis-a-vis de dumneavoastră și vreau să vă întreb care este răspunsul dumneavoastră? Care e de fapt situația și de ce nu are voie doamna să locuiască în casa propriei sale mame care a decedat și... Această casă, cu baza tuturor statului, e făcută împreună. Renovată în jur de 90%. Așa. Iar această doamnă, eu doresc să te facă moștenirea, să fie bunul ăsta trecut pe numele copilului, deoarece ea are un comportament foarte deocheat. Adică cum foarte deocheat? Adică a umblat prost, a trăit cu șoferul după microbuz, ducea oameni la muncă, la pătură. Am înțeles, dar ați divorțat. Deci am înțeles că ați divorțat, așadar, de ce ar fi acesta un argument pentru care ea să nu poată sta în casa mamei care a decedat și a cărei moștenitor ilegal este? Poate să stea în casa mamei singură sau să facă acte minorului. Nu să vină cu toți bărbații care a venit. Asta, doamnă, dar stați acolo. Dar stați un pic, că, domnule, un pic, că vă simt asta un pic agitat. Asta nu decide dânsul. Dar asta nu decideți dumneavoastră. Păi, da. Dacă doamna este moștenitorul legal de la o casă pe un teren lăsat de mama ei, nu are dreptul doamna să stea acolo cu cine vrea din moment ce este divorțată? Vă întreb. Nu este partajul făcut. A băgat acolo acte de partaj, avem tribunal. Domnul, scuzați-mă că nu v-am reținut numele. Dumneavoastră nu aveți, chiar dacă faceți partajul împreună cu fosta soție, nu aveți absolut niciun drept legal asupra acestei case. Dacă vă ridicați, pentru că este o casă provenită din moștenire, deci este casa doamnei strict. Dacă dumneavoastră puteți demonstra în instanță, la un moment dat, nu în partaj, cu documente, că ați investit bani, să vă zic până la capăt, că vă zic soluția, că așa, iertați-mă, dar vă faceți rău singur, că până la urmă poliția de acolo o să ia atitudine. Dacă dumneavoastră considerați că vi se datorează o sumă de bani din această casă, dați-o frumos pe doamna în judecată, după ce dânsa își face certificatul. Păi da, și... Ce mai vrei? Ce spuneți? E judecată, s-a dat, e judecată. Păi așteptați, nu vă mai duceți acolo ca și cum ea dumneavoastră. Iar doamna, dacă vrea să vină cu 20 de bărbați, că așa își trăiește dânsa viața, are drept. Să facă ce vrea. Doamna, dar doamna e vagabondă. Da, haideți să nu vorbim cu astfel de termeni. Vă rog foarte mult, aveți grijă cum vorbiți. Suntem în direct și nu putem vorbi cum ne vine la gură. Eu însă am o întrebare la dumneavoastră. În mod normal, atunci când doi oameni se despart și au și un copil minor în grijă... A dat alimentul de minorului de 4 ani de când l-a lăsat? Da. A copilul crește dânsul? Dumneavoastră creșteți copilul? Da. Deci este legal la dumneavoastră după divorț? Aveți custodia copilului? Da. Mama are dreptul la vizită? Se preocupă de acest copil? Da. Păi și atunci vă dați seama că dacă acea casă îi va reveni doamnei, copilul o va moșteni, pentru că rămâne copilului. Să facă moștenirea, să revină copilul și ea să facă ce vrea. Doamna, dar vreau să vă întreb și eu ceva. Cum de a ajuns copilul la tată? Ați renunțat dumneavoastră sau de ce? Păi, nu, pe doamna, pe doamna. Și a plecat cu alt bărbat.